Iubiți ascultători, Evanghelia Duminicii a 5-a după Rusalii le prezintă minunea vindecării de către Iisus a doi demonizați în ținutul gadarenilor. O minune cu un efect aparte. Dar să vedem în amănunt despre ce este vorba. După o minune pe care Iisus a făcut-o pe Marea Galilei, potolind o furtună năprasnică și salvând astfel viața ucenicilor săi, ajunge de cealaltă parte a mării, în ținutul gadarenilor, așa ne spun evangheliștii. Aici, pe țărm, îl întâmpină doi îndrăciți. Luca în capitolul 8 și Marcu în capitolul 5 ne vorbesc numai despre un demonizat. Numai că ei îl amintesc doar pe cel mai înfricășător, mai periculos. De fapt, toți cei trei evangheliști care consemnează acest episod, este vorba de Luca, Marcu și Matei, relatează faptul că erau extrem de fioroși. Matei spune că trăiau prin morminte și că erau atât de înfricoșători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. De aceea însuși Iisus vine la ei. Omul nu se putea apropia de ei. De unde înțelegem că atunci când omul nu-l mai poate stăpâni pe diavol, nu îi se mai poate opune, Dumnezeu nu-l lasă singur, ci vine Iisus în întâmpinarea diavolului și îl ajută astfel pe om să scape de el. Apropiindu-se de cei îndrăciți, diavolii îl recunosc pe Iisus, iată în mod curios și strigă către el, ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Observați, iubiții mei, câte știe diavolul despre Iisus. Îl numește corect Fiul lui Dumnezeu. Știe multe. Pentru că înainte de cădere, el a fost un înger bun, fiind în preajma lui Dumnezeu și slujindu-i. Iar după cădere, el nu și-a pierdut cunoștințele despre Dumnezeu, numai că le folosește rău, luptând împotriva lui. De aici vine puterea și succesul lui, știți? E inteligent, știe multe despre om și despre Dumnezeu, despre creatura lui Dumnezeu, e viclean, e prefăcut. Iar singura lui preocupare este să-l facă pe om să creadă că el, diavolul, nu există. Diavolul știa și că nu acum e momentul când Iisus va face judecata lumii și a lui, adică a diavolului. Știa că acestea se vor petrece doar la a doua venire a lui Iisus, și că doar atunci lucrarea lui asupra lumii va înceta cu desăvârșire. De aceea diavolul îl întreabă oarecum retoric pe Iisus, ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Continuând dialogul cu Iisus, diavolul îi adresează o rugăminte zicând, dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și Iisus le-a zis, duceți-vă. Iar ei ieșind, s-au dus în turma de porci. Și mai departe ne spune evanghelistul Matei că toată turma s-a repezit de pe stâncă în mare și a pierit în apă, adică s-a unecat. Însă nu departe de locul unde se petrece acțiunea, așa după cum consemnează evangheliștii, a existat această turmă de porci. Și astfel, înnecându-se, se produce acolo pagubă imensă locuitorilor acelui ținut. Iubiții mei, atitudinea lui Iisus față de demon ridică câteva întrebări. Și aceasta pentru că nu e ușor nici de înțeles și nici de explicat ceea ce a făcut Iisus. Adică atitudinea lui față de demon. Astfel că ne punem prima întrebare. De ce a ascultat Iisus rugămintea demonilor? Ascultă cumva Dumnezeu de diavol și întreține dialogul cu ei? Răspunsul este simplu. Dumnezeu nu ascultă diavol și nici nu întreține un dialog cu el, tocmindu-se oarecum cu el. Însă în Evanghelia acestei duminici, el le ascultă acum dorința și îngăduie să se întâmple cu porcii potrivit cererilor, pentru a le arăta și lor, adică diavolilor și apostolilor,
care erau de față și prin ei și nouă celor de astăzi că diavolul nu poate să facă nimic dacă Dumnezeu nu îi îngăduie. Adică diavolii nu sunt mai mari și mai tari decât Dumnezeu, așa cum lasă să se înțeleagă atunci când ei îl ispitesc pe om, făcându-l pe acesta să cadă de multe ori, fără ca el să aibă vreo explicație legat de căderea sau de prăbușirea sa. Să știți că diavolul poate doar atât cât Dumnezeu îi îngăduie. Și iarăși ne întrebăm și de ce îngăduie dacă lucrurile sunt numai împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu. Răspunsul este pentru că, creatură fiind și lui ca și omului, Dumnezeu îi respectă libertatea, în virtutea căreia va fi judecat de plin și el, diavolul, la judecata universală. Numai că omul este liber să-l accepte sau să-l respingă. De aceea existența diavolului este o probă a voinței noastre, a libertății noastre, a credinței noastre. E o probă, să știți, și a educației noastre. E ca și cum se întâmplă cu aurul și cu acizii. Acizii sunt răi, dar ei verific aurul. Dacă aurul este curat, acizii nu-l ating. Dacă nu e aur, acizii oxidează acel metal și repede îl descopere că nu e aur curat. Cam așa e și cu sufletul omului. Dacă sufletul este de aur curat, diavolul nu are niciun efect asupra. A doua întrebare pe care ne-am putea o pune este de ce le îngăduie Iisus să intre în turma de porci și nu altundeva. Iubiții mei, diavolii au cerut aceasta pentru ca înecându-i pe porci, locuitoarea acelui ținut să se întărâte împotriva lui Iisus și astfel să fie determinat să-l alunge din ținutul lor și prin urmare să nu beneficieze de cuvântul lui, de minunile lui Iisus, de prezența sa dumnezească copleșitoare, ceea ce din Evanghelie, așa cum vedem, rezultă că s-a și întâmplat. Și astfel diavolul a scos pe om de sub benefica influența lui Iisus. Iubiții mei, aș vrea ca din această minune să înțelegem și un mesaj al ei. Să-ți dorim să reflectăm puțin la atitudinea locuitorilor din Gadara și să vedem dacă nu cumva atitudinea lor de a-L alunga pe Iisus din cetatea în care ei trăiau, zic dacă nu cumva este aceasta și atitudinea noastră. Până la un loc, atitudinea acelor oameni, acelor locuitori din acel ținut, din acea cetate, are o logică. Pentru că nu poți trăi permanent parcă într-o atmosferă de supranaturală, cu evenimente permanente dincolo de natură. Să ne imaginăm că am trăit mereu cu cineva lângă noi care ne-ar citi gândurile și sufletul și care ne-ar spune tot timpul ce anume gândim rău, ce plănuim rău, ce punem la cale necinstit, cu toate că nu întotdeauna le-am exprimat în fapte. Am fi astfel mereu descoperiți, am fi mereu mustrați, am fi mereu deranjați de o astfel de persoană. Și cred că fie ne-am îndepărtat de ea, fie am rugat-o să plece din brejma noastră. Așa a făcut și Gadareni. Dar desigur ne întrebăm unde au greșit ei și unde greșim și noi. Iubiții mei, gadarini au greșit pentru că nu s-au lăsat modelați de acea persoană neobișnuită a lui Iisus. Nu au vrut să trăiască și cu un alt sens al vieții. Iisus putea să-i facă să gândească altfel sau și altfel, să înțeleagă mai mult din taina om și din relația cu el, să priceapă că nu câștigul material imediat trebuie să le domine gândirea, interesul și existența. Într-adevăr, și trebuie să recunoaștem, Iisus deranjează și deranjează nu puțin că nu doresc să te ridici mai presus de obișnuit
de interesul material imediat. Și astfel el, prin Evanghelia lui, prin cuvântul lui, prin poruncile lui, devine extrem de incomod. Așa este Iisus și pentru mulți dintre noi astăzi, atât la nivel personal cât și comunitar. Ne deranjează când ne spune adevărul, ne deranjează Iisus când ne spune că să nu înșelăm pe nimeni, să fim corecți, să nu trăim într-o viață marcată de păcat. Ne deranjează Iisus când ne spune să punem adevărul în locul minciunii, dreptatea în locul nedreptății, Evanghelia în locul falselor filozofii, creștinismul în locul păgânismului și așa mai departe. Și atunci, ce facem când suntem astfel deranjați? Îl scoatem din viața noastră, îl scoatem chipul din școli, icoana lui, așa cum s-a întâmplat, pentru că deranjează pe unii. Ne temem noi, europeni, care zice că suntem creștini, să-i pronunțăm numele, numai pentru că numele lui deranjează pe alții. N-am pus niciun cuvânt din Evanghelia lui în Constituția Europei, pentru că Evanghelia lui Iisus îi deranjează pe unii. Legiferăm homosexualitatea și alte mari păcate, pentru care păcate Dumnezeu, după cum bine știm, a pedepsit cetății întregi în Vechiul Testament. Și de ce le legiferăm? Ca să nu-i deranjeze pe unii. Sau să nu-i deranjăm noi pe unii. Dar pe Iisus îl putem deranja, desocotindu-i cuvântul. Pe om să nu-l deranjăm, sau pe unii dintre oameni să nu-i deranjăm, dar pe Iisus putem să-l deranjăm. Legiferăm crimă, adică avortul în dauna vieții, pentru că ni se pare că am trăit poate mai comod, cu mai puține vieți, este frumos. Ce enormități! Așadar, ne deranjează sau deranjează pe mulți acest Iisus. Și atunci, precum odinioară gadarenii, îl alungăm și noi din viața noastră, din familia noastră, din casa noastră, din societatea noastră, din ținutul nostru. Ne aranjăm astfel o viață și o comunitate din care el să nu facă parte, crezând că această viață și comunitate e mai frumoasă fără Iisus. Ce înșelăciune! Și iată cum gadarenii de odinioară s-au întrupat în noi cei de astăzi. Gadarenii, în loc să-l aibă ca învățător al minunii care s-a petrecut acolo în ținutul lor pe Dumnezeiescul învățător, care a săvârșit atâtea alte minuni și binefaceri, și-au ales ca vestitori ai minunii pe păzitorii porcilor. Nu cumva asistăm și astăzi la o astfel de inversare de valori? Sfântul Ioan Gură de Aur actualizând mesajul minunii Evangheliei acestei duminici spune: sunt și acum mulți îmbrăciți care locuiesc în morminte, citesc din Sfântul Ioan Gură de Aur, a căror furie nu o pot stăpâni nici cătușele, nici lanțurile, nici mulțimea oamenilor, nici sfaturile, nici povestele, nici frica, nici amenințarea, nici altceva din unele ca acestea. Și dacă privim la societatea în care trăim, vedem câtă dreptate are Sfântul Ioan Gură de Aur. Atenție, iubiții mei, într-o viață, într-o familie, într-o societate, unde nu e Iisus, acolo nu e viață, pentru că numai El este izvorul vieții. Acolo nu e pace, pentru că numai El este Domnul păcii. Acolo nu e bunăstare și progres, pentru că fără El, ne spune Mântuitorul, tot El ne spune, nu putem face nimic. Și pentru că Iisus ne respectă opțiunea ca un domn ce este, pleacă de la noi, dacă nu-L dorim, și ne lasă singuri. Și acolo unde nu e Iisus, cel rău, adică diavolul, îi ia întotdeauna locul.